O prestigioasă revistă de sănătate din America le aduce vești bune celor cu diabet. Medicamentele pentru antiaciditate pot îmbunătăți nivelul zahărului din sânge, arată cel mai recent studiu publicat. Cum au ajuns experții la concluzia asta, îți spune Anca Mărcuș, corespondent al FNews. Bună, Anca, ce au descoperit cercetătorii despre beneficiile acestor medicamente? Ei au revizuit 12 studii asupra controlului glicemic și a diabetului zaharat și au observat că o serie de suplimente luate de obicei pentru aciditatea la stomac au fost mult mai eficiente în scăderea nivelului de glucoză decât tratamentul standard singur. O singură pastilă poate scădea nivelul de glicemie la persoanele cu diabet cu 10 mg pe decilitru. Dar nu există riscuri sau efecte adverse ale acestor medicamente, nu? Fiind suplimente care se pot lua fără prescripția medicală, riscurile sunt minore. Cu toate acestea, utilizarea lor pe termen lung poate fi asociată cu deficiențe de nutrienți, declin cognitiv și un risc crescut de boli de rinichi. Mulțumesc, Anca!